În ultimele săptămâni, înainte de Crăciun, când aproape toți românii se gândeau la sărbători, zi de zi au apărut știri prin care se anunța că încă un tânăr sau tânără din centrele de asistență și protecție socială au fost găsiți pe străzi, drogați sau au fost implicați în acțiuni de violență până la crimă în urma consumului de droguri. Motivul este greu de înțeles, tocmai de aceea se vor înmulți activitățile de prevenție. De curând, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Afacerilor Interne au început o nouă campanie de conștientizare a pericolelor la care se supun tinerii și cât e de important să fie bine informați. Partenerii în această primă campanie din acest an de informare despre pericolul consumului de droguri au fost, pe lângă reprezentanții mai multor instituții, și trei tineri care au trecut prin iadul dependenței de droguri, dar care au reușit să scape de dependență. Peste 500 de copii și tineri din centrele de tip rezidențial din București au ascultat poveștile de viață ale celor trei băieți și au discutat cu ei și cu specialiștii din Ministerul de Interne despre pericolul dependenței de substanțe. Este nevoie de implicarea noastră constantă și directă pentru a-i face pe tineri să conștientizeze cât de mari sunt riscurile la care se expun în momentul când cad pradă tentației de a consuma droguri, când ajung într-un anturaj care le anulează puterea de decizie și de a alege. Este rolul nostru al autorităților să le explicăm cât mai concret și mai clar că viața și viitorul lor depind total de astfel de alegeri, de puterea lor de a spune nu oricui încearcă să-i convingă că o altă cale este mai ușoară. Ei sunt la o vârstă complicată când nevoia de a se afirma și a ieși în față este mare și de aceea este important să le oferim toate informațiile și explicațiile ca să înțeleagă riscurile la care se expun, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. În perioada următoare, această campanie de informare va continua astfel de întâlniri cu tinerii din sistemul de protecție specială, urmând să se organizeze la nivelul fiecărui județ până la finalul lunii martie a acestui an.